Salut și bine ai revenit pe canalul de YouTube Gadget Review! De vreo două săptămâni, un nou robot de aspirare a poposit în biroul nostru. Pentru prima dată testăm un model de la Samsung și tot o premieră este și faptul că avem de-a face cu un robot de aspirare cu golire automată a recipientului de colectare. Este vorba despre Samsung JetBot Plus, un nume care mă face să am așteptări. Dar am fost curioasă să descopăr de ce este în stare și cam pe unde se situează în raport cu ce am mai testat până acum. Înainte de toate, vreau să-ți spun că în ultimii 5 ani ne-au trecut prin mână cei mai populari roboți de aspirare. Xiaomi, Roborock, 360, Samsung. Avem peste 500 de ore de testare a lor. Facem comparații și îi supunem la cele mai complexe teste pe toate tipurile de suprafețe ca tu să faci cea mai bună alegere. Hai să-ți arăt ce poate modelul de astăzi. Samsung JetBot Plus face parte din trilogia prezentată de Samsung la CES 2021. Mai exact, este mijlociul gamei și vine hotărât să ne convingă de faptul că merită să trecem la next level, adică roboți de aspirare cu stație de curățare. Ideea este foarte cool, dar în ce măsură convinge? Păi hai să vedem! În cutia de dimensiuni generoase vei găsi o perie laterală în plus, un sac extra pentru docul de curățare, o bandă magnetică pentru a crea un perete virtual. Nu prea înțeleg rostul ei, având în vedere că vorbim de un robot smart care știe să seteze limite, manualul de utilizare și garanția, un al doilea filtru HEPA, cablul de alimentare, robotul de aspirare și stația de încărcare. Robotul vine atât cu peria laterală cât și cu cea principală montate. Recipientul de colectare împreună cu filtrul HEPA sunt și ele pe poziție, iar stația de curățare este echipată cu sacul de colectare. Din prima clipă realizez că ai de-a face cu un robot de aspirare premium. Vine într-o combinație de alb cu argintiu și atrage atenția prin eleganță, materiale de bună calitate, atenție la detalii, un design ce aduce elemente noi față de ce am văzut până acum la roboții de aspirare. De exemplu, peria principală este realizată dintr-un material textil care nu este lavabil, iar filtrul HEPA are dimensiuni extrem de generoase față de ce am întâlnit până acum. JetBot Plus are diametrul de 35 de cm și cântărește 3,4 kg. Este unul dintre cei mai ușor roboți de aspirare pe care am pus mâna. Are o înălțime de 9,8 cm și se strecoară cu ușurință pe sub majoritatea obiectelor de mobilier pentru a curăța praful din zonele greu accesibile. Recipientul de colectare are o capacitate de 0,3 litri, deloc generoasă dacă ne raportăm la modele precum 360-10 sau Dream L10 Pro. Dar nici nu are nevoie de mai mult, căci vine cu stație de curățare, ce presupune că după fiecare aspirare, robotul își golește recipientul de colectare în mod automat în sacul din interiorul acesteia. Cu o capacitate de 2,5 litri, poți uita de grija curățării recipientului de praf timp de aproximativ 3 luni. Mai exact, recipientul de colectare are o conexiune magnetică care se prinde cumva de stație și pe acolo se golește folosindu-se de tehnologia AirPulse. Datorită sistemului de filtrare, stația captează 99,9% din praful fin și alergeni, eliberând doar aer curat. Stația de curățare servește și ca doc de încărcare și are o greutate de 5 kg. Accesul la sacul de gunoi se face prin simpla apăsare a butonului de deasupra. JetBot Plus are un buton on-off pe margine și două butoane deasupra, cel de pornire, pauză și butonul Home care trimite robotul la docul de încărcare. Tot deasupra se află și senzorul LiDAR cu ajutorul căruia robotul de aspirare scanează suprafețele pentru o cartografiere cât mai precisă. Vine și cu senzor de cădere ce îl ajută să recunoască treptele, marginile sau orice alte zone periculoase, astfel încât să evite accidentele. Bumperul de absorție a șocurilor este și el prezent. Robotul are și senzor de coliziune. În interiorul robotului găsești recipientul de colectare care poate fi scos cu ușurință. Pentru o igienă cât mai bună, îl poți spăla. Filtrul HEPA este lavabil și el, însă recomandarea mea este să-l scuturi bine înainte de a-l introduce sub jet de apă. Roțile motorizate sunt acoperite cu un strat gros de cauciuc pentru o aderență cât mai bună. Montarea robotului de aspirare este un proces simplu. Se conectează cablul de încărcare la stația care vine deja cu un sac de gunoi pe poziții. Roboțelul se așează astfel încât pinii metalici să se conecteze cu pinii de pe roboțel. După ce îl pornești, îl poți folosi accesând cele două butoane ale panoului de control, însă nu vei beneficia de tot ce poate el. Pentru asta va trebui să descarci aplicația SmartThings, care îți permite să controlezi roboțelul chiar și de la distanță. Condiția este să ai o conexiune bună la internet. Iată ce opțiuni îți pune la dispoziție aplicația. Vine cu 3 moduri de curățare. Poate curăța întreaga suprafață și să termine cu marginile, poate începe cu marginile și apoi curăță întreaga suprafață
și poate curăța în zigzag întreaga suprafață. Poți alege din 3 opțiuni puterea de aspirare. Normal, puterea de sucțiune este mică, smart, curăță cu o putere normală, dar trece la putere maximă când detectează covoare în calea lui și max curăță la putere maximă. Îți oferă posibilitatea să activezi funcția de repetare a curățării până rămâne fără baterie. Totodată oferă și un istoric al aspirărilor, precum și detalii legate de durată, suprafața aspirată, timp și putere de aspirare. Are diferite moduri no-go zone, se pot crea maxim 15 astfel de zone. Camerele pot fi denumite. Nu împarte singur harta pe camere, dar o poți face manual. Poate fi programat pentru a funcționa într-un anumit interval orar cu o anumită putere, folosind un anumit mod de aspirare. Totodată, poți selecta și camerele pe care să le aspire. Golirea recipientului de gunoi se poate face automat, dar și manual, din aplicație. Așa cum procedăm cu toți roboței de aspirare, eu zic că e timpul să-l punem și la treabă. Să vedem ce poate! Și am pregătit câteva teste pe mochetă, parchet și gresie. Să începem! La partea de mentenanță nu o să ai multe de făcut. Practic, odată la aproximativ 3 luni va trebui să schimbi sacul din interiorul stației de curățare, să ștergi roboțelul din când în când, căci uneori se mai așează praful pe senzori, să cureți perile atunci când e cazul, filtrul HEPA să-l speli atunci când s-a îmbâxit și cam atât. Prețul lui JetBot Plus este 3450 de lei, deloc mic dacă îl comparăm cu ceilalți roboți din piață. Însă prețul acesta este dat și de faptul că acest robot vine cu stație de curățare, ceea ce eu zic ar fi next level pentru roboții de aspirare. Problema este că în cazul de față, Samsung mai are de lucrat la partea de precizie și eficiență. Mi-au trecut prin mână destui roboței mai ieftini, care la capitolul acesta se descurcau mult mai bine. Ce vreau să spun este că începutul este bun. Design premium, golirea recipientului de colectare se face rapid și fără probleme, cam zgomotos ce-i drept, funcții noi pe care nu le-am mai văzut. Aspirarea e ok, dar mai este loc de îmbunătățiri. Cam atât despre Samsung JetBot Plus. Dacă ai întrebări, scrie-mi în comentarii, apreciez un like, un share dacă ți-a fost util review-ul lui sau dacă vrei să ajuți un prieten să ia cea mai bună decizie, abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și până data viitoare, numai bine!